Out of the Box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Bun găsit tuturor, acesta este Out of the Box Programul care îți pune la încercare credințele Și care se uită la ceea ce ni se întâmplă Sperăm noi din unghiuri noi um tot ce vrem să facem este să vă punem un pic, să gândiți suplimentar. Scuzați că sună, sună rău, nu? Salut, Loran Balint. Salut, Cătălin. Da. Avem un public inteligent. Da, cred că... e, o, bă, nu, dar e o provocare așa. Bă, e, uite ce zic ăștia. S-ar să vă placă, s-ar putea să nu vă placă, mm -hmm. dar noi testăm. Programul de astăzi Apropo, invitatul meu permanent, v-am spus, este Loran Balin, specialist în marketing, om care în ultimii ani a lucrat în marketingul sportiv și care are această experiență de a fi lucrat în handbalul românesc foarte mulți ani. Și de aici o să pornim o discuție legată de Cristina Neagu și uh -huh. uh, programul, cum i ai spus tu, Protect Cristina <laughs> Neagu. <laughs> asta, asta nu e acum, asta este ceva din trecut. Protect Cristina Neagu o să vă explice imediat despre ce e vorba. De ce vorbim despre Cristina Neagu? O controversă de săptămână trecut, dar ce controversă, un scandal imens în care Cristina Neagu este înjurată în România într-o sală de handbal de o galerie adversă, după care dezbaterea spre uimirea tuturor se continuă cu argumente de ce oamenii aceia care aveau înjurături ar avea dreptate și dreptul să strige, ceea ce este o prostie de la bun început. Da, hai să vedem da. lucrurile așa cum le vezi tu. Știi ce aș vrea să-ți reamintesc cam cu 10 zile, două săptămâni înainte de momentul acesta neplăcut din uh, Ambalul Feminin? Uh, Ți-am sugerat să avem o emisiune despre Cristina Neagu. Da, adică așa nu, Era pe partea pozitivă, nu avea nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat în sala polivalentă și am zis băi este foarte important să vorbim despre Cristina pentru că sunt luc lucruri pe care totuși puțin oameni le, le cunosc și le pun cap la cap adică că fanaticii din handball, cei care iubesc handbalul. Și așa știu, o să ne țină nouă lecție despre Cristina Neagu și sunt binevenite lecție. Dar pentru publicul larg, put, am sunt destul de surprins că puțini oameni conștientizează că noi avem cel mai mare handbalist din istoria acestui sport, masculin sau feminin. Deci noi avem go to, greatest of all time, este Cristina Neagu, care este contemporană cu noi, joacă săptămână de săptămână în România, o putem vedea în acțiune și este declarat de absolut toată lumea, este unanimitate, cel mai mare sportiv din toate timpurile din handball mondial. Este jucătoarea. Adică cel mai mare. Cel mai mare. Este cea mai bună jucătoare din istoria sportului și, de fapt, cel mai bun sportiv. De asta insist, este și masculin și feminin. A depășit recordurile și când vine vorba despre handbal feminin și masculin. Practic, este singurul sportiv din handball mondial care a fost declarat de patru ori cel mai bun din lume. Și are de patru ori uh, cea mai bună jucătoare a lumii în 2010, 2015, 2016, 2018. O carieră care se întinde pe mulți ani cu succes, de succes. Este uh, cea mai bună marcatoare în Champions League în uh, trei sezoane. Champions League fiind competiția cea mai importantă uh, din uh, handbalul feminin. Patru sezoane cu peste 100 de goluri în, în Champions League. Deci în patru sezoane am scris peste 100 de goluri are, a depășit anul acesta, în urmă câteva săptămâni, cota de 1000 de goluri în Champions League și este pe cale să devină a doua cea mai bună marcatoare din Champions League din toate timpurile și anul viitor șanse mari să devină cea mai bună marcatoare din istorie. Este o jucătoare care este cea mai bună marcatoare din istoria campionatelor europene, feminin sau masculin. Deci a scris cele mai multe goluri, a depășit și handbaliștii și handbalistele. De nenumărate ori în all Team-ul campionatului european sau mondial, deci practic în echipa cea mai bună uh, a competiției. Și lista continuă uh, foarte, foarte mult. Deci pe tot indicatorii oriunde ne uităm, Cristina uh, scorează foarte bine. În urmă cu câteva zile am fost împreună la Institutul Francez la un da. eveniment al uh, CSM-ului. În care jucătoarele franceze de acest București au povestit despre super-experiența de a fi alături de Cristina, și aici. Atenție, da. e vorba de trei jucătoare care sunt campioane olimpice, mondiale și europene: Graz Zadi, uh, Siraba Dembele și uh, Laura, Laura Gloser. Da. da, și ele trei au spus așa, noi aveam un respect enorm pentru Cristina Neagu înainte de a veni în București, dar văzând o la antrenamente, respectul nostru a sporit. Rigurozitate și perfecționism, așa au numit cele trei ceea ce văd la Cristina Neagu. Deci, una peste alta, toate datele pe care le-am spus acum arată, încă o dată spun că asta trebuie repetat, este o chestiune unică. E cel mai mare sportiv care a existat vreodată în handbal. Sigur că astea sunt recorduri și criterii de depășit, dar în acest moment al. Mom, momentul da, ăsta 2023, da. ea reprezintă da. chestiunea asta. Ce este fantastic este și această recunoaștere unanimă, adică nu, nu e dezbatere, nu au venit reprezentații altor țări, adică, al nostru, era mai tare, da. era francez, X, nu. Lumea știe, o recunoaște și are parte de tot respectul aferent. Îmi amintesc, toată viața o să-mi amintesc despre celebrul un în care am scris 15 goluri în sfertul de finală cu Danemarca în, în Danemarca în sala Herning unde erau 12.000 de danezi și un mic grup de români undeva sus, susținători și Cristina a făcut un meci absolut fabulos, 15 goluri marcate pe terenul Danemarcei și am ajuns în semifinala campionatului mondial, depășind țara gazdă spre uimirea tuturor și uh, câștigând medalile cu... de bronz. Asta, asta este portretul și acum mm -hmm. lucrurile care se știu mai puțin și da. despre da. care trebuie da. să, să vorbim. Pentru că vine la pachet cu respect, dar vine și cu mare presiune din, toată, uh, din toate punctele de vedere. Uh, este un asalt la adresa uh, Cristinei și a tuturor marilor sportivi de la hai să ne facem o poză care pare o acțiune simplă, 10 secunde, hai mă stai și tu și uite, sunt cu copilul, pozează și, și tu. Ce e așa greu? Da. Ce e așa de greu? nu e greu, punctual. Dar dacă mulțești cu 100 într-o zi, dintr-o dată devine covârșitor. David Popovici povestea ce i s-a întâmplat acum după ce a ajuns să, să aibă super performanță, când intra într-un restaurant sau local și măsurile pe care le ia în încercarea de a mânca într-o rezervă, de a se izola un pic, nu pentru că este antisocial, dar ce viață este asta când în continuu vin oameni, în continuu vor uh, lucruri de la tine? Și așa când lucrai pentru Federația de Handbal, ai avut programul no. Protect Cristina Neagu. Protect Cristina Negu, am zis eu, uh, dar uh, pentru că mai sunt mai e un lucru. Cristina a avut și o serie de accidentări, I a reușit toate aceste performanțe în condițiile în care a fost la limita uh, de a avea accidentări care sunt o împiedice să mai joace handbal. Deci au fost momente în care a trecut prin operații foarte serioase, pro programe de recuperare, și ea are două meciuri la fiecare meci, este meciul de pe teren și apoi este meciul de imediat după teren în care trebuie să se recupereze și trebuie să treacă prin baie de gheață. Adică oamenii se așteaptă să stea să zâmbească, să facă poze, să fie veselă și entuziastă și tot, în condiții în care ea trebuie să iasă cât mai repede de pe teren, trebuie să ajungă în vestiar unde să facă baie în gheață, trebuie să aibă un masaj special, trebuie să aibă o, o, niște exerciții de recuperare pe care are un interval de timp în care trebuie să le facă. Nu poți să le faci la o oră după ce uh, s-a terminat uh, meciul. Deci este un, sunt, este un set de, de lucruri. Și care durează, vă spun din experiență că am stat cu oameni care așteptau autografe sau întâlniri cu ea, durează cam 90 de minute toată această ieșire din meci a ei. Uh -huh. După care uh, am remarcat că ea stă de vorbă, dă autografe, vorbește. Da. Dar 90 de minute, cam 90 de minute după meci, Durează această. Atenție, mai sunt și momente în care nu ție, Mai sunt momente în care nu mai poți. Mă ești bătut, adică. Chiar, da, băi, bătut de acolo. E, e un sport de contact, e dur. Nu e, nu e o plimbare ceea ce se întâmplă acolo și cu cât ești mai bun, cu atât se apără mai agresiv jucătorii adversi. Și atunci. Ce ziceai tu, era, de exemplu, la campionatul europene, noi aveam o strategie foarte clară, ne gândeam cum putem să o protejăm astfel încât să nu fie asaltată de lucruri și stabileam din start un program. O, erau 30 de minute cu media înainte de competiție, promițând că vor mai fi 30 de minute când vom trece în faza următoare, în grupele principale. În rest, nu mergea la interviuri, nu mergea la conferințe de presă. După meci, în zona de interviuri, în zona mixtă, unde vreau și jurnaliștii români și străini să ia interviuri, eu mergeam în paralel cu Cristina și mă interpuneam între jurnaliști și Cristina ca să înainteze și să treacă cât mai uh, repede explicându-le oamenilor situația. Transparență este, explică ce se întâmplă, hai să înțelegem ce și cum. Foarte faină atitudinea, mai ales a jurnaliștilor români pe, la competiția la care am fost eu. De exemplu, TVR-ul ne-a și ajutat pentru că vin și cereri de la organizatori. Vrem material cu Cristina Neagu, în calitate de capitan, să vorbească, să filmăm, să facem. Când să fie? Păi în ziua X, la ora 2. Păi, exact în timpul programului de recuperare, nu poate. Ne-a ajutat TVR-ul, a filmat material la ora 10 când erau cu camera la antrenament și au da, am dat materialul către organizatori pentru ca să nu mai fie nevoie să fie la ora a două prezentă Cristian. Am avut momentul, protect Denisa Dedu. Dedu Denisa Dedu, portărița, când a făcut sportărița, da. când a făcut meciul absolut senzațional cu uh, Cum Rusia. Cum uh, Corect. Uh, dar la momentul respectiv era Denisa Dedu și toată lumea știa numele și toată lumea vorbea despre ea și toată lumea vroia și interviuri și telefoane și de la toți cunoscuții și mesaje și tot ceea ce pentru o tânără la începutul carierei, care a făcut un meci senzațional cu Rusia, ca să da. fie mai clar la campionatul european din uh, Suedia și toată, uh, toată echipa de acolo a fost pe trebuie să o protejăm un pic dacă vine tăvălugul ăsta, dacă vine tsunamiul uh, o să o afecteze n-are cum să nu te afecteze o astfel, un astfel de moment și tu mai ai încă 5 meciuri, 6 meciuri, 7 meciuri la uh, turneu și atunci trebuie să dai o mare atenție zonei acestea deci una peste alta, este un exercițiu să te pui un pic în picioarele sportivilor și să înțelegi ce înseamnă treaba asta. Trebuie să înțelegem și când sportivii sunt în diferite momente ale carierei. Mi-am amintesc când Simona Halep și-a concediat antrenorii prin SMS și ce vuiet a fost în România și ce mamă, ce au desfințat-o din foarte multe puncte de vedere. Păi erau puștoaică de 22 de ani, 23, nu mai știu cât avea la momentul respectiv. Care era într-o situație grea și prin care nu a trecut, n-a avut o pregătire nici de viață, nici uh, din alte surse, cum să procedeze în asemenea situație. A învățat în hardware, a făcut-o greșit, s-a dovedit că ulterior a avut cu totul și cu totul alte relații, dar trebuie să ne punem un pic. Eu, fată de 22 de ani, 23 de ani, ce așteptări avem de aia? Cum eram noi când aveam 22 de ani, 23 de ani și trebuia să concedem pe cineva? Adică, deci Sunt că greșeli se fac, trebuie să învățăm. Da. Eu zic că ăsta a fost și scopul discuției noastre de astăzi, nu? De a înțelege niște realități din spate și de a le aborda ca atare. Și mm -hmm. să rămână această idee că avem un foarte, foarte mare sportiv. În că... activitate? În activitate. Și o să facem noi la un episod, un episod la un moment dat că ne-am și. Ne propusă asta, cu dreptul de a fi ascultat, dar nu neapărat de a avea dreptate. Da? da. Adică avem un foarte mare sportiv, putem să-l ascultăm și să-l urmărim și să vedem și partea sa de, de poveste. Uh -huh. Am, cam de asta a fost invitația noastră astăzi. Dacă mai ai ceva de adăugat, o acum e moment. O să fie un meci absolut senzațional la sfârșitul lunii aprilie, sfert de finală Champions League, în care Cristina Neagu va fi pe teren. Hai să fim în fața televizorului sau în polivalentă alături de una dintre echipele care ne reprezintă în Champions League în sezonul acesta. Și eu de fiecare dată zic că atunci când aveți ocazia, mai ales dacă aveți copii, duceți-vă și vedeți-o la meci, pentru că este un moment unic, nu va juca mai mult de 2-3 ani, nu știm dacă va mai juca în România după 2023 sau 2024 și uh, să vă puteți lăuda, băi, am văzut-o jucând. Că uh -huh. E un moment din la Magic. <laughs> mi de câine. Da. da. Asta e out of the box astăzi. Mulțumim oameni buni. Ne auzim săptămâna viitoare. La revedere. Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.